În ziua întâi a lunii ianuarie, prăzuirea tăierii împrejur, cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi, la 8 zile de la nașterea sa, Domnul rabdă tăierii împrejur, cea după trup, ca, împlinind legea, să dea înlături rânduiala trupească a legii vechi, și să aducă în lume o tăiere împrejur nefăcută de mână. Tăierea împrejur cea duhovnicească a Sfântului Botez, adică dezbrăcarea de trupul păcatelor cărnii. Ca fiul al lui Dumnezeu și ca mare întemeitor al Testamentului celui veșnic, odată cu supunerea sa la rânduiala tăierii împrejur, Domnul astăzi pune capăt legii vechi și face început rânduielilor testamentului celui nou, scris pe tablele inimii oamenilor. Drept aceea, noi creștinii nu mai suntem ținuți la tăierea împrejur cea trupească, dar suntem ținuți să ne supunem și să împlinim rânduielile unei adevărate tăieri împrejur duhovnicești. Suntem datori îndeosebi ca noul legământ întemeiat de Domnul Iisus să săvârșească în noi o deplină supunere față de Dumnezeu, a trupului nostru și a poftelor Lui, o deplină dăruire, o deplină pătrundere cu puteri sfinte a acestui trup și a cerințelor Lui, lucrate atât de însemnată în lupta noastră duhovnicească. Pentru că nu este vorba de o tăiere împrejur numai a trupului, ci e vorba de o trăire împrejur duhovnicească. Mai întâi e inimii noastre, adică o tăiere împrejur care atinge toate gândurile, toate nevoile, toate simțurile noastre cele mai tainice, începând tot cu ceea ce nu poate merge împreună cu adevărată căutare lui Dumnezeu. Și această tăiere împrejur a inimii nu-i cu putință fără o adâncă sforțare. Sărbătoarea tăierii împrejur este însă și sărbătoarea numelui lui Iisus. Că tăindu-se împrejur, Domnul a fost numit cu numele Iisus, cum spusese îngerul mai înainte de a fi zămislit el în pântecele fecioare. Și prăznuim acestea ne aduce aminte de locul de seamă. Trebuie să aibă chemarea acestui nume în viața noastră duhovnicească și cât de mare putere are acest sfânt nume. Că Dumnezeu l-a preanălțat și a dat lui nume, care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești, a celor de sub pământ și orice limbă să mărturisească pe Domnul că este Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Oi, acum, Doamne, tinde mâna Ta ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele lui Iisus, robul Tău cel Sfânt. Acestea am luat-o de la Sfinții Părinți și o prăznuim odată cu începutul cununii anului. Și facem sărbătoarea și zi duomnească pentru toate câte Domnul s-a smerit și le-a primit pentru noi. Și dacă s-a întors părinții săi acasă, Iisus a viețuit după fire omenească, crescând cu vârsta, cu înțelepciune și cu darul spre mântuirea noastră. Dumnezeul nostru, slavă! Amin. Într-o această zi, pomenirea celui între trei sfinți, părintele nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Acest între sfinți, părintele nostru Vasilie cel Mare, a trăit între anii 330-379, în vremea Sfântului și Marelui Împărat Constantin.
și până în zilele împăratului Valens, cel căzut în rătăcirea lui Arie. S-a născut în Cezarea Capadociei din părinți creștini și înstăriți. Emilia și Vasilie, tatăl său fiind un luminat dascăl în cetate, iubitor de învățătură și înzestrat pentru carte, Sfântul Vasile și-a îmbogățit mintea, cercetând rând pe rând școlile din orașul său, Cezarea, apoi din Bizanț, mergând până la Atena, cea mai înaltă școală din timpul său, unde a întâlnit pe Sfântul Grigorie de Nazis, cu care a legat o strânsă și sfântă prietenie. A fost înălțat la scaunul de arhiepiscop al Cezarei în 370, în vremuri grele pentru biserică, când ereticii lui Arie și Macedonie izbutiseră să aibă de partea lor pe însuși împăratul Valens. Sfântul Vasilie a dus o luptă aprigă cu scrisul și cu cuvântul, luminând creștinătatea și apărând dogma Sfintei Treimi. Și a atras mânia împăratului și a suferit multe prigoniri din partea lui pentru apărarea acestor dogme de căpetenie a creștinătății. Sfântul Vasilie a îndreptat și unele lipsuri ale monahismului din timpul său, chemându-i pe monah să se nevoiască nu numai în folosul mântuirii personale, ci și în folosul aproapelui. Este cel din tâi ierarh care a întemeiat pe lângă biserică azile și spitalele în ajutorul celor săraci neputincioși, îndemnând pe cei înstăriți să folosească avuțiile lor, ajutând pe cei nevoiași și lipsiți. S-a mutat către Domnul la vârsta de 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie. Plâns de credincioși, de necredincioși, care îl iubeau și îl cinsteau pentru bunătatea și înțelepciunea lui. Cei 10 ani ca arhiepiscop în Cezarea Capadociei i-au fost neajuns, pentru că el să intre în istorie cu numele de Sfântul Vasile cel Mare. Pentru rugăciunile lui, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.